Peter Cheney, damele să așa de iurite. Viața e frumoasă. Zac într-o cafenea de pe strada Birrell și cine credeți că intră decât Karen? Priviți-o, băieți! Nu că ați rămas tablou? Fetița asta, mai băieți, are minte buluc și așa personalitate că Madame de Pompadour n-ar fi bună decât să hrănească gâștele lângă ea, dar după colț, la trei copaci. S-a născut Loco în bătrânul New York. Taică său era scandinav, maică sa era creolă. Bănuiți și voi ce -a ieșit. Kerin are un trup să ți se înțepenească gâtul, tot uitându-te peste umăr să vezi că n-ai visat. Are ochi albaștri, mari și adânci, și un ten cu mâi zăpada, dar nepoluată. E blondină de la natură și gângurește când vorbește și are un cuțit pescăresc prins de o jartieră, în caz că cineva ar contrazice-o în vreo chestie. De fapt, E genul de damă cu care m-aș însura dacă aș vrea să mă găsească mama mort în pat, cu gâtul tăiat și zâmbind spre tavan. Unde mai pui că e tipa lui Benny și Benny se învârte în cele mai bune cercuri răufamate. E băgat în afaceri necurate până în gât și încă mai încolo. Tocmai mă interesează Benny, pentru o trepșoară cu patru diamante de peste jumate de milion care au făcut pași din statul Pennsylvania, fiindcă Margolez, amicului Benny, l-a adus la New York. Bănuiți acum de ce pun un smile de duminică când Karen, plutind suav printre mese pe coapsa i vicleană, ei, ce ziceți de stilul meu, se îndreaptă glonț spre mine chem un kelner și cer un coniac mare, fără apă. Fetița asta, vă spun între patru ochi, nu botezată în apă. Se parchează și mă gâdilă pe la nas, de dau să strănut, ba, și mai și, cu o blană de culoarea scrumbiei afumate, că mă apucă mila de contul în banca al bietului Benny. Îmi aruncă un zâmbet neterminat ca să-i văd dantura și glăsuiește. Uite ce e lemi! îmi bagăți bine în cap. Ești sticlete și eu iubesc sticleții precum stricnina. Nu zic că n-ai un soi de vină în coace rustic, dar ce mai nu te am la stomac. Vreau de la tine o povață dragă. Păpușico, îi spun, de la mine poți avea inclusiv luna de pe cer. Kerin, ești vișina de pe tortul meu de înghețată, mâncalaș. De nu mi-ar fi jenă de vecinii de vis a -vis, aș tropăi după tine ca o locomotivă cu aburi, fiindcă ești Dama a mai faină și o tai și pe aia din Troia. Pentru inima mea de soldat, tu ești sergent major. da aruncă ea. Ești șmecher, nu? Ea mai bine și te pișcă să te trezești la Micoșăn, că dacă erai Adam și eu eram Eva. Și acum ai mai culege mere, că la altceva n-ai ajunge. Vin la tine, că n-am ce face. Am o problemă și ar fi cazul să mă ajuți, dacă ai obraz, deși ești ce ești. Dai drumul, iubirea mea, cea mare, îi ciripesc. Sunt cum elefantul, sunt numai urechi. Își trage mai aproape scaunul și-și soarbe siropul. Ascultă, Lemi, spune ea. Beni mă pune pe jar. Știi că-s combinată cu el și că s-a morezată până în pânzele albe. Dar când se motănește cu altă dămuță, văd roșu și îl tai de viu. Uite cum stă treaba. Beni și Margolez s-au răcit până la temperaturi joase și au fost amici intimi. N-ai idee cum e cu Benny. Dacă cuiva îi pică ceva, poftește și el. Iar Margolez a pescuit o minoră acum patru săptămâni și minora-i treznet. E o brunetă din alea cu niște nuri de teapucă stresul. Până aici nu-i rău. Beni a cules sus numita, și și-a făcut o secretară, cu toate că singura dată în viață când a scris o scrisoare, era ca și cum copia se închineză o chitanță de la spălătorie. Și porumbeii stau în birou toată ziulica și joacă șah. Așa mai iurește el. Margolez nu înflorește când aude asta și nici eu, Știi că pot ciripi un dosar întreg despre Beni, de la aș băga la manej cam pentru un mileniu și încă ar mai fi loc să-l prăjească fără ulei la curent alternativ. Vreau să aflu cum pot să-l mântuiesc. Dacă nu-mi iese paciența, dezgrop cu mâna mea secura de război și are să curgă sânge și voi. Se uită la mine lăcrămos. Aș dori să-l țin la răcoare vreo lună îmi spune. Meditezi intens. Tu ai spus-o puișor, îi șoptesc. Uite ce să faci. Îl pui pe Beni să te scoată mâine seară în lume, la bomba lui Balții. Pricepi cum ești de acolo aranjez ca sergentul de stradă să se împiedice de tine. Tu te clatin din izbitură, protestezi și Beni mai mult ca sigur că o să-l să cârpească. Valentin are să-l înhațe. Am grijă ca Beni să umfle două luni la proces că a molestat fizic un om al legii. Cât el e la răcoare, tu îi arunci pastila lui Margolez și tipul își recuperează minora. Oricum, obosește ea să-l mai aștepte pe Beni. Ei, ce zici? Nu ești băiat răulemii, mă felicită ea. Ești un prieten adevărat. Se ridică. Am să-ți fiu și eu de folos într-o bună zi, îmi promite subțire. Cine poate ști îngerașule? Mă deplasez la spelunca pe care Beni o dezmiardă cu numele de birou. Văd înăuntru o brunetă la o mașină de scris și așa de minunată că zâna zânelor e un flac pe lângă ea. E toată un zâmbet și tocuri, lui 15 și își pilește unghiuța de la degețelul mic și are un botic dulce. Surioară, îi zic, unde e onorabilul Benny? Mă dau un vânt după o conversație înaltă. Dumnealui este înăuntru, suspină ea. Intru. Benny e cu picioarele pe masă și citește sportul. Ascultă, Benny, îi spun. De ce nu vrei să ieși din bucluc și să-mi spui unde-s diamantele? Știu că tu ai învârtit sforile. E o minciună gogonată, Lemi, îmi zice. Mai mult ca sigur că Margolez bagă fitilul ăsta pentru că i-am umflat mândruța. Dacă el le-a manglit, sunt la persoana lui. Eu nici o sturoi n-am mâncat, nici gura nu -mi miroase. Și nici nu mă înnebunesc după mutrata, așa că plimbă ursul repede și de grabă. O iau din loc. Când ajung în hol, îi fac cu ochiul brunetei și am îmi zice ceva mărunțel despre maică mea. Beni înhață două luni că l-a cârpit pe Valentin. După vreo două săptămâni, gardianul, care știe ce învârt, îmi pasează pontul că Beni a făcut cerere să-l viziteze bruneta și să-i aducă șahul în scopuri educative. Spun că n-am nimic împotrivă. Nu mă arăt vreo săptămână și, într-o bună seară, mă înființez la Karen, să o întreb cum o mai duce. Karen declară că e încântată să mă vadă și că-s băiat salon. Nu uita ce-ți spun, Lemi, îmi susură ea, treaba pe bune. Îmi arată o scrisoare de la Benny, care îi comunică albastru pe alb murdar că s-a lecuit de-a binelea și că n-a fost întreg la minte când s-a agățat deja pița lui Margolez, care n-are inteligență din moment ce i-a adus șahul fără două piese. gata a terminat-o cu ea și Karen să treacă pe la el urgentisim în ziua de vizită ca să-i mângâie zilele și mai ales nopțile așa de lungi, fără ea, cu o cutie nouă de șah, completă. Mi-a uns sufletul să văd câtă fericire i-am adus. Când să ies, îmi mărturisește că sunt sticlete dulce și și aruncă brațele cu elan din alergare după gâtul meu și eu dau să mă sufoc și am lipește o pupătură când tremură piciorul stâng și îmi vine să mor. Când chiar îmi iese de la vizită, o aștept la poartă. Hei, Lemi, ce mai faci? Îmi cuvântă Minunat, Karen, îi răspund. Iaca, tocmai te arestezi ca ai asupra ta cele patru diamante furate. Sunt în cutia de șah, cea fără două piese pe care bruneta i-a adus-o lui Benny și tu ai preluat-o după ce ai predat cutia nouă. Se schimbă la față. Mă felicită ascuțit și repetabil. Cum n-ai batei prins lemii? Nu degeaba am spus totdeauna că ai mai multă inteligență decât frumusețe. Era la mintea cocoșului, mă dau eu grande. Dacă Beni ți-ar da papucii pentru o gâsculiță, n-ai venit tu la mine să-mi plângi pe umăr și să-mi cer povești. Ia-i scoate ochii, minte Ceva nu se lega, deci. Apoi m-am prins. A fost cam așa. Margolez, terpelește diamantele și le transportă la New York, dar nu le predă destinatarului. Atunci, Benny se pune mai bine cu demoazela lui și ea îi aduce marfa la fix. Dar voi doi știți că Margoles nu-i molu, așa că Benny e bine să stea frumușel la răcoare, iar tu să vinzi diamantele pronto. Benny ambalase între timp marfa în piesele de șah pe care i a adus bruneta. În fine, apar tu în scenă, îi aduci un șah nou și îi iei cutia veche cu diamantele. Ei, așa -i? Dau o raită pe la biroul lui Benny, pe Broadway. Acolo nu-i țipenie de om decât numai bruneta. Totuși mai pilește unghiuța de la degetelul mic. O strâng la piept fără introducere. Ai jucat ca la carte, fetițo îi spun. Ai știut că ai să îmbrobodești pe Margolez ca să-ți zică unde diamantele și toți au crezut că ai pornit să joci de partea lui Beni. I-am prins cu muța în sac. Se uită la mine ca îmbănuitoare. Ești isteț foc lemi, îmi zice. Ori ai dus-o de nas pe Karen, ori nu. Nu m-aș mira dacă s-a aprins după tine. Na, precizez eu mi-a declarat că încă aș mai culege mere dacă aș fi Adam și ea ar fi Eva. Se uită la mine ca bunica la gramofon. Mie îmi spui, îmi zice. Sfârșit. Ați ascultat? Damele s-așa de aiurite de Peter Ceinei. Traducere Luiza Pârvu